Aproape 2 milioane de lei, atât li s-a cerut consilierilor județean brăileni să aloce în acest an clubului de handbal HC Dunărea. Acesta are nevoie de sprijinul autorităților locale pentru a putea funcționa. Proiectul de hotărâre a fost propus spre aprobare la câteva zile după ce mai mulți aleși ai județului au fost audiați de DNA pentru votul dat în 2008, privind asocierea Consiliului Județean cu două cluburi sportive. Acestea erau controlate de firme unde fostul președinte al Consiliului era acționar majoritar și finanțarea lor din bani publici. De această dată, mai precauți, consilierii au vrut să știe exact care sunt acționarii clubului de handbal. Cine este acționar acolo? Cine are de câștigat material în condițiile în care noi dăm bani respectivului club de handbal? Deci asta este cea mai importantă întrebare pe care o avem, pentru că altfel răspundem noi. 65% reprezintă Consiliul Județean, sunt reprezentate prin Consiliul Județean și Primărie. Restul, diferite companii de utilități din Brăila și companii private care, într-adevăr... Da, o să facem o hârtie că dumneavoastră și o să vă trimitem o copie după statut. În plus, consilierii au cerut ca handbalistele să fie plătite în funcție de performanțe. Vă rog să luați în considerație, datorită faptului că e o sumă foarte mare, 18 miliarde care să-i dăm noi Consiliul Județean, unde acel sportiv, mă refer la handbal, nu are niciun contract cu clubul respectiv, unde dacă pierde ceea ce a spus dumneavoastră să-i se ia din indemnizație, dacă câștigă să-i se dea, da, așa, dacă una peste tăvăluc. Noi trebuie să începem de acolo, de la bază. Deci banii trebuie să-i băgăm cu control la bază, la copii și juniori. Banii pe care îi dăm de câțiva ani la seniori sunt aruncați. Trebuie să găsim resurse ca ca jucătoarele să beneficieze de un medic sportiv, de meniu făcut de un nutriționist și nu la întâmplare, la tabă împinsă, este inacceptabil, de un serviciu spa. În final, aleșii locale au aprobat proiectul de hotărâre, considerând că finanțarea handbalului este o chestiune de interes comunitar.